Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vorbim despre un document care ar trebui să oprească toate disputele politice și să-i aducă la oaltă pe cei din opoziție și din putere pentru a găsi o soluție la ceea ce pare să fie, o spun pare așa, ca să nu dau eu verdicte, un scandal cum nu s-a mai văzut în Europa. O afacere care demonstrează cât de ticălos a fost sistemul care a sufocat această țară mult prea mulți ani. Cum justiția a fost pur și simplu îngenunchiată după ce i s-a strâns lațul. Și i s-a strâns atât de tare încât abia a mai respirat. Sau era lăsată să respire doar când trebuia să facă ceva ce îi spuneau cei care aveau lațul. Un raport al CSM, bazat pe concluziile inspecției judiciare, spune sec că aproape două treimi din magistrații celei mai înalte curți din România, Înalta Curte de Casație și Justiție, au fost subiect al unor dosare întocmite abuziv de DNA. Și cifrele continuă să curgă. Colegii mei vă vor arăta raportul. De fapt, este acum ceea ce se cheamă motivarea hotărârii CSM, în care erau incluse aceste concluzii ale raportului inspecției judiciare. 75 din judecătorii în altei curs de casație, repet, asta înseamnă două treimi. 100 dintre judecătorii Curții de Apel București. Și continuă cifrele, unele după altele. Curtea de Apel Oradea, 35, Brașov, 30, Iași, 25 și tot așa, atenție, judecători. Sunt 1900 de magistrați în această țară care au avut dosare penale, care au trăit acolo, în instanță, cu spaima că dacă nu dau cu ciocănelul cum trebuie, o să le cadă lor un alt ciocănel și o să-i trimită știu ei unde. An de zile a funcționat acest mecanism odios, dar și precis. An de zile dosarele în România au fost instrumentate de oameni cu frica în suflet, cu groaza cuibărită și întreținută. Pentru că unora nu li se făcea doar un dosar, li se făceau două, trei, patru, ca să știe că n-au cum să scape. Dacă cumva unul dintre ele e prea subțire, las că se închide capcana cu al doilea. Totul funcționând în celebrul binom. Pentru că procurorii lui Chioveși lucrau cu sereiștii lui Coldea. Și veți vedea ce spune șeful inspecției judiciare într-un interviu absolut devastator. Nici măcar nu se mai oboseau să formalizeze. Treceau 3 ani de zile și nu depuneau autorizațiile provizorii de interceptare. Atenție, în dosare cu magistrați. Ce-o fi în dosarele unor oameni care n-aveau atâta putere ni să citească, ni să înțeleagă ce în dosarele alea. Dacă în dosarele cu magistrați nu le păsa să aducă măcar documentele în care așa de ochii lumii, ci că ar fi avut aprobare să facă interceptările alea respective până în baie, până în pat, până în ultimul colțișor al intimității lor. Absolut zguduitoare descoperirile pe care le-au făcut cei de la Inspecția Judiciară.